frați și surori, dragi oaspeți ai casei de rugăciune, vă spunem tuturor bun venit în casa Domnului, în Biserica Pentecostală Gloria, în această seară. Ne-am adunat în numele Domnului Iisus Hristos și urmează să începem serviciul divin din această dupămasă. Vă chem pe toți să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne închinăm înaintea Celui Preanalt, singurul Dumnezeu adevărat, care a făcut cerurile și pământul, lumea văzută și lumea nevăzută. El ține totul prin puterea Lui, se folosește de cuvântul Său ca să le ține pe toate lucrurile în ființă. Haideți împreună să ne rugăm, să-i mulțumim pentru că suntem aici, să rugăm să fie cu noi pe parcursul acestei seri, să conducă lucrarea prin Duhul Său cel Sfânt, să ne dea cuvântul Său de care au nevoie inimile noastre, să binecuvânteze cântările și cântăreții, frații și prietenii, toată adunarea să fie binecuvântată de Domnul, să umple Dumnezeu locul acesta de slavă ca odinioară cortul întâlnirii, bucuria Domnului să fie tăria noastră și în seara aceasta și să ne zidim sufletește și în urma slujbei din seara aceasta fiecare dintre noi să aibă un câștig spiritual. Împreună cu toții să chemăm numele Domnului și să ne rugăm cu credință. Împreună cu toții să cântăm și să lăudăm pe Domnul nostru. Voi veni cu mulțumire în casă.
Amin. Vă rog să ocupați locurile. În continuare, pentru slava Domnului, va cânta o cântare corul bărbătesc. Să fie Domnul. Ne bucurăm să fim aici și vrem să ascultăm în continuare cântări cântate pentru slava Domnului. Dumnezeu ne-a făcut parte de harul Său și iată, încă o zi, încă o după masă, încă o seară binecuvântată de Domnul. Urmează să ascultăm acum corul de fete al bisericii, închinându-se și lăudând pe Domnul cu o cântare. După corul de fete urmează fanfara să laude pe Domnul.
și că acum să spun. Aleluia!
continuăm bucuria de la această slujbă, ascultând din nou corul bărbătesc al bisericii. După cântarea corului bărbătesc, vom veni înaintea Domnului într-o altă rugăciune. Și surori, stimați oaspeți ai casei de rugăciune, așa cum am anunțat, am vrea să venim din nou înaintea Domnului și să ne înălțăm inimile înspre Domnul, rugându-ne înaintea Lui, stând de vorbă cu Dumnezeul nostru. Și pentru aceea aș vrea să ne rugăm în următoarea rugăciune. Suntem aproape de finalul anului 2014. Cred că fiecare dintre noi suntem conștienți că Domnul a fost de partea noastră până în momentele acestea. Și haideți să spunem din toată inima, mărit să fie Domnul. Și cred că e potrivit și e plăcut Domnului în același timp să aducem înaintea lui Dumnezeu o rugăciune în care să-i mulțumim pentru că a fost de partea noastră. Personal am privit în urmă în anul acesta și plecând de la anul acesta
am privit în urmă în viața mea și am văzut un Dumnezeu care a purtat de grijă dincolo de ceea ce meritam eu. Vedeți, noi suntem oameni diferiți în foarte multe direcții ale vieții. Dar când e vorba despre slujire, când e vorba despre credință, când e vorba despre mulțumire, când e vorba despre sfințire, când e vorba de a face lucrurile acestea, trebuie să fim la fel. Și la unison, biserica în seara aceasta trebuie să se roage și să mulțumească Domnului. Cred că nu-i nimeni aici care să n-aibă un motiv de mulțumire înaintea celui preanalt. Copiii au motive de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Tinerii la fel. Cu atât mai mult frații, surorile în vârstă, cei care sunt familiști, cei care au copii. Dumnezeu ne-a protejat în anul acesta, Dumnezeu a îngăduit să avem ce pune pe masă pentru noi și copiii noștri. Dumnezeu ne-a purtat de grijă din punctul acesta de vedere. Și am să citesc în seara aceasta două versete pe care le consider exponențiale pentru îndemnul meu la rugăciune. În Psalmul 50, Asaf, în două versete, spune așa de frumos, mai întâi în versetul 14 și apoi în versetul 23. Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui preanalt. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. E un imperativ, e o cerință a lui Dumnezeu prin cuvântul pe care l-avem în Psalmul 50. Și Dumnezeu spune, aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Știa Dumnezeu jertfele pe care le aduceau evreii. Știa că de multe ori sunt doar jertfe de exterior. Știa că de multe ori sunt lucruri de suprafață. Știa Dumnezeu privind la poporul din vremurile acelea că sunt oameni care în sens ritualistic vin să se închine înaintea Domnului, dar inima lor era departe de Dumnezeu. Și Domnul spune, eu privesc spre jertfele voastre, dar nu vreau asta. În momentul în care inima voastră este departe de mine, în momentul în care voi veniți doar de formă înaintea mea, eu, Dumnezeu, nu privesc așa și nu-mi place așa. Și Domnul spune, aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri, implică-ți inima, implică-ți viața, mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ai primit din partea Lui. Și acum vreau să lansez o întrebare poporului bisericii în seara aceasta. Putem să lăudăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile care sunt în viața noastră și atunci când trecem prin încercări? Și atunci când suntem în situații grele, în situații limită? Putem face lucrul acesta, dragii mei? Eu cred că acela care este în legătură permanentă cu Dumnezeu, eu cred că acela care slujește pe Dumnezeu din toată inima, poate să facă și lucrul acesta. Adu-ți aminte de ceea ce a făcut Domnul pentru tine și mulțumește-i acum. Nu știm ce va fi mâine. Dacă Domnul va îngădui, vom încheia anul acesta, vom intra în anul 2015. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Efeseni, capitolul 5 și versetul 20, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos și spun mărit să fie numele lui Dumnezeu. Asta este cerința Domnului. De multe ori trebuie să facem lucrul acesta, dragii mei, chiar dacă suntem într-o situație limită, într-o situație grea, într-o situație de încercare. Mulțumește-i lui Dumnezeu, pentru că în mâna Lui totul este desăvârșit. Mulțumește-i lui Dumnezeu în seara aceasta, chiar pentru clipele de încercare și fă lucrul acesta ca o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, spune Biblia, acela mă proslăvește, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Vrei să-L proslăvești pe Domnul în această dupămasă? Vrei să îi placă Domnului rugăciunea ta? Fă-o din toată inima! Poate sunt aici oameni bolnavi în trupurile lor. Mulțumiți lui Dumnezeu! Poate sunt aici oameni care sunt în alte situații și poate nu ușoare. Mulțumiți lui Dumnezeu! Poate sunt aici oameni fericiți și mă bucur lucrul acesta. Mulțumiți lui Dumnezeu! Cu siguranță avem pentru ce să mulțumim Domnului. Să-i mulțumim pentru că suntem copiii Lui. Să-i mulțumim pentru că suntem în mâna Lui. Să-i mulțumim că ne știe perii de pe cap. Să-i mulțumim pentru anii pe care i-avem.
Să mulțumim lui Dumnezeu că a fost cu noi. Să mulțumim lui Dumnezeu că avem nădejde în El. Să mulțumim lui Dumnezeu că suntem răscumpărați de El. Să mulțumim lui Dumnezeu că s-a atins de bolile noastre. Să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ridicat de atâtea ori. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru atâtea și atâtea lucruri. E o rugăciune frumoasă. E o rugăciune spre care Dumnezeu privește cu plăcere. Cineva spunea așa de frumos: în societatea zilelor noastre, nu sărăcia e o mare problemă, ci nemulțumirea. Societatea în care trăim noi a învățat să nu fie mulțumitoare. Societatea zilelor noastre a învățat să nu știe ce înseamnă mulțumirea ca jertfă la adresa lui Dumnezeu. Dar poporul Dumnezeu laudă pe Domnul, mulțumește lui Dumnezeu și totdeauna are în atenție voia lui Dumnezeu. Psalmistul în Psalmul 34 și versetul 1 spune: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Și mulțumirea este strâns legată de lauda care o aduci înaintea lui Dumnezeu. Dragul meu, Dumnezeu știe starea ta și Dumnezeu știe starea mea. Sunt chemat să-i mulțumesc, sunt chemat să laud în orice vreme, chiar și într-o încercare a vieții, chiar și într-o situație grea, poate în familie, chiar și într-o situație grea, poate la locul de muncă, chiar și într-o situație de felul acesta, chiar și într-o neînțelegere, chiar și într-o situație, așa cum am spus, care nu ne este favorabilă, suntem chemați să-i mulțumim lui Dumnezeu. Faceți-o în seara aceasta și faceți-o ca o jertfă, aducând o jertfă înaintea lui Dumnezeu, și sunt convins că Dumnezeu primește o jertfă de felul acesta. Mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile, mulțumiți Domnului în toată vremea, pentru că este dorința lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de leproșii aceia care au fost vindecați. Din cei 10, unul s-a întors să-L mulțumească lui Dumnezeu. A căzut înaintea Domnului și a mulțumit Domnului. Era samaritean. Domnul a privit spre el și l-a binecuvântat. Și omul acela a plecat plin de credință și a plecat de la o întâlnire reală cu Dumnezeu și a plecat cu o pace în sufletul lui, vindecat, și l-a proslăvit pe Domnul. Haideți din toată inima să facem lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune comună. Vă invit să vă ridicați și din toată inima să stăm înaintea Domnului mulțumindu-Lui pentru tot ce am primit de la El.
Amin, vă rog să reocupați locurile. Voi face câteva anunțuri și apoi vom face colecta specială din seara aceasta. În primul rând, vreau să vă spun, să vă informez că s-a ales noua conducere a Comunității Regionale Pentecostale Arad. Pentru următorul mandat sau pentru următorii 4 ani, până în 2018, dacă nu se întâmplă nimic deosebit, președintele Comunității Regionale Pentecostale Arad este fratele Nelu Filip din Timișoara, dorim ca Domnul să-l binecuvânteze. Vicepreședinte este fratele Eugen Micurescu, păstorul Bisericii Betel, iar secretar este fratele Teodor Dronca, păstorul Bisericii Betania din Sebiș. Pe toți trei și pe ceilalți componenți ai Comitetului de Conducere a Comunității Regionale, dorim din toată inima ca Domnul să-i binecuvânteze. Anunț acum programul Bisericii pentru săptămâna pe care am început-o astăzi. Mâine după masă de la orele 5 la biroul Bisericii avem programul de consiliere spirituală. Mâine seară la orele 19 programul tineretului. Marți de la orele 18 rugăciune. Joi de la orele 18 serviciul divin de peste săptămână și la serviciul divin de joi vom primi vizita corului Liceului Teologic Pentecostal din Arad. Vor veni să ne colinde, așa cum o fac mereu în ultimii ani, și va fi și un predicator împreună cu ei, un om al lui Dumnezeu care va vesti Evanghelia. Ce vreau să vă rog pe bujecani? Să dați orice piedică la o parte. Toți avem probleme? Lucrul nu se mai termină niciodată. Haideți să le lăsăm pe toate și joi seara la orele 18 să fim aici. Vă rog, în numele Domnului. Duminica următoare vom avea servicii divine, dimineață de la 9 la 12 și după masă de la orele 18 în continuare. E duminica dinaintea sărbătorii nașterii Domnului Iisus din anul acesta. Știți care e rânduiala la gloria? Binecuvântările de copii le oficiem de regulă în ultima duminică la programul de dimineață. Dar dacă sunt familii care ar dori să-și aducă odrasele la binecuvântare înainte de sărbătoarea nașterii Domnului, o pot face duminică dimineața, cu condiția ca mâine la programul de consiliere să ne anunțe, să știm lucrul acesta. Iar dacă nu, sigur, pe 28 decembrie nu este nicio problemă, pentru că avem sărbătoarea în față și mamele poate vor să vină la biserică, pot face lucrul acesta, noi suntem de acord, dar trebuie să ne organizăm în sensul acesta. Salutăm oaspeții casei Domnului și în această seară și o facem cu toată plăcerea, familia Micloși din Oradea este cu noi în seara aceasta, ei filmează programul din această dupămasă, slujba din această dupămasă pentru postul de televiziune Credo. Dorim din toată inima Domnul să-i binecuvânteze. L-am văzut la un moment dat și pe fratele Ghiță Timbuc din Spania. Frate Timbuc, bine ați venit, bine ați revenit la gloria, Domnul să vă binecuvânteze. Și știu că mai sunt și alți oaspeți, pe unii nu vă cunoaștem, pe alții nu vă observăm, nu v-am observat, dar Domnul ne vede pe toți. Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul să ne binecuvânteze pe toți și să ne cerceteze cu Duhul Său și în această dupămasă. Amin. Facem acum colecta specială. O facem pentru Biserica Pentecostală din Mocrea. Acolo este o biserică veche care a ajuns într-o situație foarte grea. Efectiv, au trebuit să demoleze clădirea pe care au avut-o, foarte veche, foarte degradată, nu mai corespundea și nu mai prezenta niciun fel de siguranță și au fost obligați să o dărâme. Pentru o vreme, ei se adună într-o incintă, într-o sală a școlii generale din localitate. Primarul și conducătorii de acolo, de la Ineu, de la Mocrea, sunt foarte binevoitori, foarte generoși, eu i-am cunoscut astă vară. A fost acolo la punerea pietei de temelie și cu ajutorul Domnului s-a început în toamna aceasta. S-a turnat fundația și probabil săptămâna viitoare
se va turna placa peste fundație. Dar frații sunt puțini acolo, știți cum este la țară. Eu 6 dimineața am fost la Șandra, într-o comună, să spun așa, dar acolo au fost frați din alte localități de prin sate și oamenii spuneau că la ei nu prea sunt salariați. Așa este în foarte multe localități, doar agricultură, comerț, un pic și așa mai departe. Și este foarte greu. Practic, cei de la Mocrea nu vor putea niciodată construi biserică, o casă de rugăciune. Dar ne au pe noi și au frații în lumea întreagă și l-au pe Dumnezeu. Și Biblia spune, pământul cu tot ce este pe el îi aparține lui Dumnezeu. Spuneam joi că oarecum ne simțim apropiați de cei din Mocrea prin familia Bochean. Fratele Bochean, mulți l-am știut, noi cei din vârsta, din generația noastră l-am știut foarte bine, a fost păstorul acestei biserici 15 ani, din 1951 până în 1966. A fost multă vreme președintele cultului pentecostal din România. A fost de nenumărate ori la noi. Practic pe mine, fratele Nelu Bochean și el păstor, fiul al fratelui Pavel Bochean, m-a invitat atunci când s-a pus piata de temelie și i-am spus că fiind mult mai aproape de Mocrea decât el, el locuiește la București, îl ajut într-o măsură, în sensul că mai urmăresc ce se întâmplă acolo, mai discut cu proiectantul, cu constructorii, cu frații de acolo, ca să se poate face lucrarea aceasta pentru slava Domnului și pentru bucuria fraților. Acum, bujecanilor, vă spun următorul lucru. Să nu fim zgârciți. Ne-am construit această casă și ne-am bucurat așa de mult când alții ne-au ajutat. Primăria ne-a ajutat până și anul acesta. Dacă Domnul ne ajută, vom renova demisolul, vom schimba mocheta, am primit bani de la primărie. Scările laterale pe care le-ați văzut, de asemenea, le-am făcut anul acesta. Și dacă cei care conduc sunt generoși și atenți cu noi, și noi la rândul nostru, trebuie să fim generoși, să fim atenți, să ne deschidem inimile, să ne deschidem buzunarele și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Totdeauna a ținut cont de ce am spus și de rugămintea pe care v-am adresat-o. Haideți și acum, pentru că n-au altă sursă, n-au altă șansă decât la frați. În seara aceasta este rândul nostru să facem colecta aceasta specială și Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Cântăm o cântare comună, timp în care facem colecta aceasta specială, după aceea corul mix se va închina Domnului cu o cântare. Sfârșitul veacului trăim cu luptă, ură și război. Dar fericit la cer privind.
Urmează să ascultăm corul de fete, lăudând pe Domnul cu altă cântare. După cântarea corului de fete, fanfara va intona un imn de slavă pentru gloria lui Dumnezeu și pentru bucuria noastră și spunem din toată inima, numele Domnului să fie lăudat. Amin. Yeah.
casa sufletului meu. El a venit lăsându-și slava și a luat un trup ca noi. Să avem cu toți lumina vieții, speranță ziua de să fie Domnul. Și acum să ascultăm cuvântul Domnului care este pentru noi în seara aceasta din Psalmul 8, scris în Biblie la pagina 557. Psalmul 8. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astup gura vrășmașului și a omului cu dor de răzbunare. Când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui.
oile și boile altă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Amin. Amin. Haideți acum prin fratele Vasile Caunii să ne rugăm Domnului, să cerem Părintelui Ceresc să binecuvânteze cuvântul, vestirea Lui și inimile noastre. Amin. Zi binecuvântată de Tine. Amin, Doamne. Te lăudăm, o Doamne, și îți mulțumim pentru că ne-ai mântuit și pentru că ne ții în mântuirea Ta. Te lăudăm, o Doamne, pentru că harul Tău se înnoiește în fiecare zi față de noi. Te lăudăm, o Doamne, pentru că ești un Dumnezeu minunat, mărit să fii în veci. Mulțumim, o Doamne, pentru pecetuirea cu Duhul Tău cel Sfânt. Mulțumim, o Doamne, pentru siguranța mântuirii. Mulțumim, o Doamne, pentru purtarea-ți de grijă în orice situație. Te lăudăm, o Doamne, că ne-ai făcut ființe așa de minunate, mărit să fii în veci. Te lăudăm, o Doamne, pentru că ochii noștri văd, pentru că mâinile noastre lucrează, pentru că picioarele noastre umblă, pentru că Tu Te-ai coborât înspre noi, mărit să fii în veci. Te lăudăm, o Doamne, pentru că ai avut o bunătate deosebită față de noi. Mulțumim, o Doamne, și pentru slujba din această dupămasă. Mulțumim, o Doamne, pentru mângâierile care le-ai adus pe fond muzical. Mulțumim, o Doamne, pentru prilejul de a ne închina înaintea Ta. Doamne, e bine să fim aici. Te lăudăm pentru asta. Și Te rugăm, o Doamne, în aceste clipe, așa cum ne vezi, ne binecuvântă. Deschide-ne ochii să-ți vedem lucrarea Ta, o Doamne. Deschide-ne mintea să-ți înțelegem. Umple locul acesta de prezența Ta. Și dă-ne harul să-ți vedem măreția Ta, să ne proșternem la picioarele Tale și să ne închinăm în fața creației Tale. Din veșnicii în veșnicii Tu ești Dumnezeu, Te ascultă natura, ți se închină universul pentru că ești Creatorul, mărit să fii în veci. Te lăudăm, o Doamne, că în bunătatea Ta Te-ai coborât mult și înspre noi și ne-ai făcut așa cum ne vedem, o Doamne. Mulțumim, o Doamne, că suntem sănătoși. Mulțumim, o Doamne, că nu avem handicapuri. Mulțumim, o Doamne, că ne-ai dat copii sănătoși. Mulțumim, o Doamne, pentru că ești un Dumnezeu bun, pentru că dragostea Ta ne copleșește și pentru că harul Tău se revarsă în mod deosebit. Te rugăm în această dupămasă, o Doamne, dă-ne puterea cercetării și dă-ne harul să ne plecăm înaintea Ta cu smerenie și să Te lăudăm, să-ți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi, pentru că ești prezent, pentru că Te simțim lângă noi, pentru că mâna Ta este mereu întinsă. Ajută-ne, Doamne, să-ți vedem lucrarea Ta și ajută-ne, Doamne, să recunoaștem că Tu ești Dumnezeu. Te lăudăm, o Doamne, pentru că ne-ai dat dreptul să ne facem copii ai Tăi. Și bine, o Doamne, cu Tine. Mulțumim, o Doamne, pentru tot ce ne-ai dat. Mulțumim pentru ocrotirea Ta. Ajută-ne să-ți fim mulțumiți. Ajută-ne să fim mulțumitori și să-ți aducem laudă în toate. Fă seara asta o seară a cercetării. Treci printre rânduri, o Doamne, și dă-ne harul să plecăm acasă cu dorința de a Te lăuda și de a fi mulțumitori. Amin. Va cânta corul mixt o cântare pentru slava Domnului și apoi vom asculta predica.
Dragii mei, textul de bază pentru noi în seara aceasta este Psalmul 8, un psalm scris de regele David. După cum bine știți, David a fost cel mai important împărat al lui Israel. Pe lângă faptul că a fost un bun împărat, a fost și un om credincios, un om după inima lui Dumnezeu, un om care l-a iubit mult pe Domnul, l-a slujit și Dumnezeu l-a folosit. Și știți foarte bine că el a scris mai mulți psalmi care au rămas în Sfânta Scriptură, psalmi din care se învață de 3000 de ani. Fiecare psalm este o adevărată comoară, este o adevărată bogăție pe care o dăruiește Dumnezeu oamenilor. Împreună cu ajutorul Domnului aș vrea ca în seara aceasta să ne aplecăm asupra acestui psalm, să încercăm să-l aprofundăm și să vedem ce vrea Dumnezeu să ne spună prin cuvintele Lui. Am citit de mai multe ori psalmul acesta. M-am uitat cu atenție la fiecare verset și am înțeles că în primele două versete David îl admiră foarte mult pe Dumnezeu. În al treilea verset admiră creația, opera lui Dumnezeu. Apoi în versetul al patrulea ridică problema omului. Și aș vrea cu ajutorul Domnului să luăm lucrurile acestea la rând. David, ca un om care îl cunoștea pe Dumnezeu destul de bine, îl iubea și îl sluja, îl admiră pe Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, lumea văzută și lumea nevăzută în aceste versete. E de-a dreptul fascinat de un Dumnezeu așa de mare. E fascinat de numele lui Dumnezeu, de slava lui și de puterea și de înțelepciunea lui. Psalmistul spune: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Începe psalmul cu aceste cuvinte și îl încheie în același mod. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. În Vechiul Testament, Dumnezeu li s-a descoperit evreilor sub mai multe nume. Unul dintre nume este Jehova. Aici, în Psalmul 8, este folosit numele Jehova. De peste 6000 de ori în Vechiul Testament apare numele acesta. Și David spune că numele acesta este un nume minunat pe tot pământul. Jehova înseamnă Dumnezeul care există prin sine însuși. Sub numele acesta Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise. În flacăra aceea de foc ce ieșea din rugul care ardea și nu se mistuia. Dumnezeu există prin sine însuși. Nu depinde de nimeni. Este același din veșnicii și până în veșnicii. În el nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Și regele spune: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Apoi David e fascinat de slava lui Dumnezeu. Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Tot el scrie în Psalmul 19: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. Când te uiți la cer sau la ceruri, îl vezi pe Creatorul, pe Cel care le-a creat, și cerurile într-adevăr spun slava lui Dumnezeu. Dar David spune că slava se înalță mai presus de ceruri. Și mai sunt și alți psalmi în care se face această afirmație. Știți ce înțeleg eu de aici? Slava lui Dumnezeu este mai mare
decât cerurile. Asta înseamnă Creatorul e mai mare decât creația. Într-adevăr, creația vorbește despre slava lui Dumnezeu. Dar Creatorul este mai mare decât creația. Creația este finită, mărginită, dar Creatorul este nemărginit. Binecuvântat să fie acest Dumnezeu mare, care n-are nici început și nici sfârșit. Numele Lui este minunat pe tot pământul. Slăvit să fie numele acesta. Apoi David admiră puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Din gura copiilor și a celor care suc, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astup gura vrășmașului și a omului cu dor de răzbunare. Domnul Iisus a citat din Psalmul 8, în ziua florilor. Vă aduceți aminte că preoții cei mai de seamă și cărturarii i-au cerut Domnului să oprească pe oameni și pe copii care strigau Osana fiului David. Mai mare lui Israel, puternici de la Ierusalim, i-au cerut Domnului Iisus Hristos să-i oprească. Și Domnul a spus, n-ați citit. Și a citat din Psalmul 8. Când Scriptura spune, din gura copiilor și a celor care sug, ți-ai scos o întăritură de apărare. Și atunci în ziua, în Duminica Florilor, strigătul copiilor a biruit și a fost mai puternic decât insistențele preoților celor mai de seamă și a cărturarilor. De altfel, Dumnezeul nostru este așa de mare și înțelept, încât în istorie de multe ori a dejucat planurile vrășmașilor săi. E așa de puternic încât în anumite momente a dovedit că prezența lui, sprijinul lui, contează mult mai mult decât armate numeroase, decât oameni puternici. David, care era un copil atunci cu părbălai, l-a bătut pe uriașul Goliat, care avea multă experiență de război și era bine echipat, bine armat. Dar știți foarte bine că a folosit o praștie și 5 pietre și l-a coborât în țărână, l-a omorât pe uriașul Goliat. Sigur, a câștigat bătălia în numele Dumnezeului lui Israel. Gedeon, cu numai 300 de oameni, a biruit o armată numeroasă, aproape imposibil de numărat a madianiților. Dumnezeul în care credea David, Dumnezeul pe care noi îl chemăm și îl iubim din toată inima, e puternic și înțelept. Numele Lui este minunat pe tot pământul, slava Lui este mai presus de ceruri și El scoate o întăritură de apărare, chiar din gura copiilor și a celor care sug. David a fost fascinat de maestatea lui Dumnezeu, de gloria Lui, de nemărginirea Lui. Și apoi își prezintă admirația față de creație. Și face lucrul acesta în versetul 3 din Psalmul 8. El zice, când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Fără îndoială, David a privit cerul și luna și stelele și atunci când era păstor la oi. Dar cred că a continuat să privească cerul cu admirație
Și atunci când a devenit regele lui Israel, cert este că imensitatea și complexitatea creației l-a uimit foarte tare pe regele David. S-a uitat la creație și a pus întrebarea pe care de-a lungul istoriei și-a pus-o filozofii și înțelepții viacului acestuia. Ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Într-adevăr, universul material este imens. Nu sunt astronom și nu știu să fie vreunul aici. Spurgeon, marele predicator englez, spunea că psalmul acesta este un psalm al astronomilor. Dar știu că de-a lungul istoriei au fost astronomi care, ca și David, au fost fascinați de creație, de stele, de galaxii, de imensitatea și de complexitatea creației, a universului material. Noi, pământenii, suntem în galaxia numită Calea Lacteie. Suntem în sistemul solar. Specialiștii spun că numai în Calea Lacteie, în această galaxie, există cel puțin 1 miliard de stele, cum este Soarele. Și ar mai fi încă vreun miliard de galaxii, ca și galaxia Calea Lacteie. Oricum, mari astronomi ai istoriei au fost uimiți și fascinați ca și regele David, Nicolae Copernic, Johannes Kepler, Galileo Galilei și alții. Mi-aduc aminte de Johannes Kepler, am citit ce vă spun acum în tinerețea mea într-o carte. Când a văzut și el stelele și corpurile cerești, a spus: strălucite maestre a lumii, privesc cu uimire și mă închind înaintea creației tale, înaintea maestății tale. Oamenii înțelepți, când au văzut imensitatea cerului și a creației, și-au pus și ei problema pe care și-a pus-o David. Mi-aduc aminte că în tinerețe am citit și se spunea, probabil că afirmațiile erau făcute de către oameni de știință creștini, că pământul ar fi ca un fir de praf. Pământul este în univers cum este un fir de praf într-o cameră. Biblia spune în Isaia capitolul 40 versetul 15 că toate neamurile sunt cât un strop de apă într-o găleată. Ca praful de pe cumpănă sunt toate neamurile, toți oamenii împreună. Și atunci e normal ca regele David să pună întrebarea aceasta: Doamne, dacă pământul, planeta pe care noi locuim, e așa de mică, dacă toate neamurile sunt ca un strop de apă într-o găleată și ca praful de pe cumpănă, ce ți-a făcut pe tine, Creatorule, să te gândești la om și să-l bagi în seamă pe Fiul Omului? M-am uitat într-una din cele mai citite versiuni englezești ale Bibliei și aici spune cam așa: ce te-a făcut pe tine, Dumnezeule, să ne vizitezi? Așa e tradus în versiunea englezească. Cornilescu scrie aici: să ne bagi în seamă, iar în Biblia, în limba engleză, spune să ne vizitezi. Și David ridică problema aceasta. Au ridicat-o și filozofii și oamenii înțelepți de-a lungul istoriei. Ce l-a determinat pe veșnicul Dumnezeu, care a creat un univers imens și le conduce toate prin cuvântul său și prin puterea sa, ce l-a determinat să se gândească la om
să-L bage în seamă pe Fiul omului. Și eu cred că din cuvintele următoare deducem ce l-a determinat pe Dumnezeu să se gândească la noi. Și când s-a gândit la noi, a decis să-L trimită în lumea noastră pe singurul Său Fiu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ne mai despar câteva zile doar de mărețul prasnic creștin, de zilele în care se va vorbi despre nașterea Mântuitorului, despre momentul în care s-a întrupat cuvântul. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Ce l-a determinat pe Dumnezeu? Pământul este una dintre planetele mici în sistemul nostru solar. Pământul este mic în comparație cu dimensiunea Universului. Toate neamurile sunt ca praful de pe cumpănă. Și atunci de ce? Dumnezeu în ceruri are miliarde de îngeri, galaxii, constelații, toate îi aparțin și toate îi se închină. Și totuși persistă întrebarea, ce l-a determinat pe Dumnezeu să se gândească la om și să-l bage pe om în seamă? Regele David, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spune de la versetul 5 în continuare, vorbind despre omul originar, despre părintele nostru Adam, despre om înainte de cădere, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, i-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui, și oile, și boii, fiarele câmpului, păsările cerului, peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Într-adevăr, așa a fost la început. Omul originar, Adam creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a fost făcut stăpân de Dumnezeu și peste peștii mării, și peste păsările cerului, și peste toate viețuitoarele de pe pământ. Omul, la început, era desăvârșit. Înainte ca să cadă în păcat, avea părtășie zilnică cu Creatorul. Dumnezeu îl vizita în fiecare zi în răcoarea zilei. Așa citim la începutul Scripturii. Avea o memorie extraordinară. Și Domnul le-a dat autoritate și l-a făcut stăpân peste toate lucrurile. Ce diferență între ce spune Biblia despre om și ce a spus Charles Darwin, naturalistul englez, care în 1859 a scos cartea Originea Speciilor. El este acela care a propus lanțul evoluției. Știți ce spunea Charles Darwin? Omul este cel mai evoluat animal, cel mai eficient, spunea el. Și Dumnezeu zice că omul care este coroana creațiunii a fost făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. La început avea și slavă și cinste și autoritate peste creație. Și Dumnezeu ar fi vrut să rămână așa pentru totdeauna. Dar datorită păcatului, omul a căzut, a fost izgonit din Eden, s-a despărțit de Dumnezeu și uitați-vă cum arată omul anului 2014. Încercați să faceți o comparație între omul originar, care era după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și omul modern sau postmodern al începutului de veac 21.
Păcatul a făcut din acela care a fost creat cu puțin mai prețios decât Dumnezeu să arate ca un monstru, iertați-mă. Dar oamenii fără Dumnezeu așa arată din punct de vedere moral și din punct de vedere spiritual. Păcatul a strivit ființa omenească. A distrus tot ceea ce era dumnezeiesc în om. Și omul fără Dumnezeu arată așa cum îl vedem. Corupt, stricat, necredincios și chiar mai rău decât atât. Luptă deschis împotriva Creatorului. În aceste vremuri de pe urmă, când societatea omenească este tot mai secularizată, înțelepții veacului acestuia îi declară război deschis Dumnezeului care a creat totul și care ține totul prin cuvântul puterii Lui. Uită înțelepții veacului acestuia că El și-a ridicat o întăritură de apărare din gura copiilor și a celor care sug. Adversarii lui Dumnezeu. Uită că Dumnezeu este atotputernic, este înțelept și El râde de aceia care se ridică împotriva Lui. Dragii mei, revenind la întrebarea pe care a pus-o regele David, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Faptul că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu l-a determinat pe Dumnezeu să se gândească la om și să-l bage în seamă. Păcatul l-a deformat pe om. L-a făcut să arate așa cum îl vedeți. Mă refer la omul fără Dumnezeu. Dar faptul că omul e după chipul lui Dumnezeu, are în el o scânteie din veșnicia lui Dumnezeu, l-a făcut pe Dumnezeu să se gândească la om și să-L trimită pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră. Mi-aduc aminte că în urmă cu mulți ani am auzit, relatându-se o experiență interesantă, simplă, dar foarte sugestivă. Se spune că pe unul dintre bulevardele Londrei, într-o zi, foarte mulți se plimbau și, în un moment dat, un lord, un parlamentar britanic, s-a plecat și a luat o monedă de sub picioarele oamenilor. O subdiviziune a lirei sterline. Și cineva care îl cunoștea pe parlamentar, pe lordul acela, l-a întrebat: domnule, la poziția pe care o ai în Marea Britanie, la banii pe care ai, te pretezi la așa ceva? Te-a plecat sub picioarele trecătorilor și din praf să ridici această monedă? Și parlamentarul acela înțelept a spus: nu valoarea banului m-a determinat să mă aplec și să îl ridic de sub picioarele trecătorilor. Dar uită-te, pe moneda aceasta este chipul reginei. Și nu îmi place, nu pot vedea să fie călcat în picioare chipul reginei. Știți ce l-a făcut pe Dumnezeu să se gândească la om? Știți de ce Tatăl a trimis pe Fiul Său în lumea noastră? În praful acestei lumi, în mizeria acestei lumi, în întunericul acestei lumi, faptul că omul are în el chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar peste el s-a așternut praful păcatului și a necredinței. Totuși, fiecare om este de mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a gândit la om și se gândește la toți oamenii. Și l-a trimis pe Domnul nostru Iisus Hristos
în lumea noastră ca să ne mântuiască. Psalmul 8 este citat și în Evrei capitolul 2, unde se vorbește și despre om, dar se vorbește și despre Domnul Iisus. Evrei 2:7 spune: L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, L-ai încununat cu slavă și cu cinste și L-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Iar de la versetul 9 vorbește despre Domnul Iisus. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu El să guste moartea pentru toți. Se cuvenea, în adevăr, ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Că cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea, lui nu este rușine să-i numească frați. Autorul epistolei către evrei spune că pentru puțină vreme Domnul Iisus Hristos a fost făcut mai prejos decât îngerii. Știți când a fost făcut mai prejos decât îngerii? Atunci când s-a întrupat. Atunci când a coborât în lumea noastră de țărână. Pavel scrie la Filipeni capitolul 2, El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dumnezeu s-a gândit la om. Domnul Iisus a fost de acord cu planul lui Dumnezeu și a spus: Iată-mă, Tată, în sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Dumnezeu s-a gândit la om pentru că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui. S-a gândit la om pentru că un om este suflare, scânteie din veșnicia lui Dumnezeu. S-a gândit la om trimițându-L pe Fiul Său în lumea noastră. Și știți bine că Domnul Iisus, înainte ca să coboare lumea noastră în cer, s-a dezbrăcat de slava pe care o avea din veșnicie. A renunțat de bună vreme la o parte dintre atributele sale. A acceptat pentru o vreme să fie mai jos decât îngerii. Și a fost și om, și Dumnezeu. Dumnezeu s-a gândit la noi și Dumnezeu a devenit om. Cuvântul s-a întrupat și a trăit într-un mod exemplar. A murit pe cruce și prin lucrarea lui de pe cruce, omul corupt, omul păcătos, omul vinovat înaintea lui Dumnezeu, poate să devină ce a fost înainte și chiar mai mult. Domnul Iisus, pentru o vreme, a fost făcut mai prejos decât îngerii, dar după ce a biruit pe crucea de la Golgota, a recăpătat slava pe care o avea înainte ca să fie lumea. A intrat în dimensiunea veșnică. Șade la dreapta scaunului măririi, la dreapta lui Dumnezeu în cer, și vrea să ne ducă și pe noi acolo. Cel care sfințește, adică Domnul Iisus, și cei sfințiți, adică aceia care cred, sunt dintr-unul, din Dumnezeu.
Și lui, adică Domnului Iisus, nu este rușine să ne numească frați. Suntem frații Domnului Iisus. Dumnezeu este Tatăl nostru. Dumnezeul pe care l-a admirat regele David ne este Tată. Iar Hristos Mântuitorul ne este frate. N-ați vrea în seara aceasta să facem ce a făcut regele David? Aș vrea să fac lucrul acesta. Să-L admir pe Dumnezeu, să admir Creatorul, să admir creația și apoi să-I mulțumesc pentru că s-a gândit la mine și la toți oamenii. Dragii mei, să nu uităm. Numele Domnului este cel mai minunat nume. Despre numele Domnului Iisus spune Pavel în Filipeni, capitolul 2, e mai presus de orice nume. Pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Să-L admirăm pe Dumnezeu Tatăl, să-L admirăm pe Dumnezeu Fiul și să facem aceasta prin Duhul Sfânt. Numele lui Dumnezeu e minunat pe tot pământul. Slava Lui este mai presus de ceruri, iar puterea și înțelepciunea Lui sunt atât de mari încât poate scoate din gura celor care sug o întăritură de apărare. David l-a biruit pe Goliat. Gedeon cu 300 de oameni a biruit o armată numeroasă a madianiților. Iar la venirea sa Domnul Iisus Hristos va nimici cu suflarea gurii sale anticristul. Și toate popoarele care se vor alia și vor veni împotriva Israelului. Dumnezeul nostru este mare, Dumnezeul nostru este puternic, Dumnezeul nostru este înțelept. David a admirat creația, cerurile, luna și stelele. A făcut-o și astronomii de-a lungul istoriei. N-ați vrea să admirăm și noi creația? Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Dușirile nevăzute ale lui Dumnezeu. Puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, spune Pavel în scrisoarea către Roman. Se văd lămurit când te uiți la creație. Și e bine din când în când să ne uităm la creație. În nopțile senine, atunci când avem posibilitatea aceasta, n-avem telescoape moderne și ultramoderne, cum au astronomii vremurilor noastre, dar să mulțumim lui Dumnezeu că avem văz, avem ochi și să ne uităm la stele, să ne uităm la păduri, să ne uităm la munți, să ne uităm la ape. Să admirăm creația și să admirăm Creatorul. Să ne închinăm și să-I mulțumim. Dar mai ales să-I mulțumim și să apreciem faptul că Dumnezeu care are atâtea, universul e condus de El, pământul cu tot ce este pe El îi aparține, s-a gândit la om, l-a băgat în seamă pe Fiul omului. N-a făcut pentru nimic din univers, ci a făcut pentru tine și pentru mine. Dumnezeu a devenit om. A luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor. Cuvântul care era de la început Dumnezeu s-a întrupat. Peste 33 de ani, aproximativ 33 de ani și jumătate, a trăit printre noi plin de har și adevăr. Apoi a murit pe cruce și prin credința în jertfa Lui, oamenii devin oameni noi, începe restaurarea omului și în final
Cei mântuiți vor ajunge să fie ca Domnul Iisus Hristos. Când îl vom vedea așa cum este, spune Ioan, vom fi ca și el. E cineva nemântuit în seara aceasta? E cineva care trăiește în păcat? Este cineva rob al păcatului? Seara aceasta e o seară de har. Încă mai este har. Domnul este aici. S-a gândit la om, în general vorbesc, la toți descendenții lui Adam și l-a trimis pe cel de-al doilea Adam. Nu numai pentru noi, ci și pentru tine. În seara aceasta de har îți spun că Dumnezeu se gândește la tine. El nu vrea moartea păcătosului. Vrea ca păcătosul să se întoarcă la el și să trăiască. Dumnezeu e mare, stă în glorie, dar te vrea și pe tine acolo. Mă vrea și pe mine acolo unde el este. Înțelegi care e chemarea lui Dumnezeu? Înțelegi semnificația sărbătorii care se apropie? Înțelegi de ce ne bucurăm la sărbătoarea nașterii Domnului? Ne bucurăm că Dumnezeu s-a gândit la noi? Nu ne-a lăsat singuri pe planeta morții. Nu ne-a lăsat fără viitor și fără nădejde. L-a dat pe Domnul Iisus și prin Hristos Domnul vom ajunge în cer, să fim îmbrăcați în nemurire, vom recăpăta slava și cinstea pe care le-am avut înainte prin Părintele nostru Adam și pentru vecii vecilor vom fi împreună cu Domnul nostru. Binecuvântat să fie Dumnezeu! David l-a admirat pe Dumnezeu, a admirat creația și a pus această întrebare pe care spuneam și au pus-o și filozofii și mari gânditori de-a lungul timpului. Ce l-a determinat pe Dumnezeu să se gândească la om? Iar noi avem răspunsul în Noul Testament. Dragostea față de noi, faptul că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, l-a determinat pe Dumnezeu să se gândească la noi, să-L trimită pe Domnul Iisus, ca noi prin credința în Mântuitorul să avem viața veșnică. Și zic din toată inima tuturor care ne-am închidat și ne-am bucurat și am ascultat cuvântul în seara aceasta, Dumnezeu să ne dea viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Iar acum urmează să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim din toată inima pentru harul din seara aceasta. Și aș vrea când ne vom ruga și vom ține ochii închiși, să nu ne gândim că e 8 și 5, să nu ne gândim că trebuie să plecăm, ci să ne rugăm. David l-a admirat pe Dumnezeu, a admirat creația și s-a închinat înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne închinăm și noi din toată inima și cu toată ființa, să-i mulțumim pentru Domnul Iisus și să ne rugăm pentru cei care încă sunt nemântuiți în seara aceasta să ia cea mai importantă hotărâre a vieții, să-L invite pe Domnul Iisus în inimile lor, să fie mântuiți prin credință și să se întoarcă fiecare la casa Lui cu Domnul Iisus în inimă, pe tronul inimii Lui. Să-I mulțumim Lui Dumnezeu că s-a gândit la noi, că ne-a băgat în seamă, deși suntem așa de puțini, suntem așa de mici, El s-a gândit la noi. Vă invit să vă ridicați, să mulțumim Domnului pentru toate aceste lucruri și apoi în mod deosebit să-I mulțumim pentru harul și bucuriile din seara aceasta. Amin.
și harul Domnului Iisus Hristos, dragostea Tatălui Ceresc și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți în veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Pe oaspeții casei Domnului îi rugăm să ducă saluturile noastre în bisericile lor și în familiile lor. Dumneavoastră tuturor vă dorim o săptămână frumoasă, binecuvântată de Domnul și să facă cel preanal ca numele Domnului Iisus și în zilele următoare să fim mai mult decât biruitori. Și apoi să ne pregătească Domnul inimile pentru marele prasnic al nașterii Mântuitorului. Cu bucurie să așteptăm aceste sărbători și Domnul într-adevăr să ne facă parte de ele și să ne bucurăm în aceste zile cu totul și cu totul deosebite și apoi să ne ajute pe toți încrezători să pășim în noul an, în anul 2015. Amin. În timpul unei cântări de fanfară, eliberăm casa de rugăciune.